Bine ați venit! Partea a doua. TNA Impact. Doamne, cât big deal fac cei din TNA pentru faptul că Dixie Carter a trecut prin masă mai târziu cu un an aproape decât trebuia. Ajungând până la ideea de a vinde bucăți din masă pentru $200 sau $300 bucata, o chestie de asta, o preț sinistru. Păi, ce pot să spun? E... Sunt curios dacă cumpără mai mult de două persoane, între care unul este probabil un nepot al lui Dixie Carter. Ethan Carter? Da. E TNA. Știi care e chestia? Tot acest show cu revenirea lui Team 3D, cu Hardy Boys, mi se pare că s-au întors acum ceva ani în urmă, când promovau tot ce era dat afară din WWE. Pe oricum. Și promovau la modul acum s-au reîntâlnit în TNA. Mă, de bine de rău, show-urile înregistrate în New York sunt unele cele mai bune show-uri la TNA în ultimii ani. Sunt, e clar. Dar în același timp, nu, cum am spus, nu poți baza compania pe alți oameni decât ai tăi. Tu nu știe și n-au reușit să-și facă starul, să-și facă proprii oameni. În 10 ani nu au reușit să facă acel wrestler emblematic. A fost AJ Styles, dar nu a avut parte de push-ul și de, să zicem... A avut, dar știi ceva? De fiecare dată când venea un Kurt Angle, un Booker T, un Ric Flair, era pus pe back burner. AJ Styles era pus undeva în spate. Păi asta e și ideea, că de fiecare, în loc să folosească acești wrestleri, să-l pună over pe AJ Styles, pentru că pe on the long run, AJ Styles rămânea în companie, AJ Styles avea istoria, AJ Styles avea stabilitatea în mintea fanilor că este acel the guy. Și în loc să cheme, în loc ca acești wrestler foarte cunoscuți să-l pună over pe el, el ajungea să-i pună over pe ei. Sau el făcea parte, nu știu, dintr-un storyline cu Claire Lynch. Dacă vrei să, da, exact, dacă vrei să te uiți la ce înseamnă a folosi o legendă pentru a pune oameni over, trebuie să te uiți, culmea, la ECW și la ce a făcut ECW cu Terry Funk. Toată exact. Lumea spune, Terry Funk a venit în ECW și binecuvântează inima, a pus over pe toată lumea. Și gândiți-vă că erau, este unul dintre aia care au adus ideea de extrem. Ne, a adus ideea de extrem cu ajutorul ECW, dar ideea este că a pus over, a venit în companie cu ideea, mă, îmi faceți puțin build-up să fiu campion și după aia încep să vă pun oamenii over, încep să vă arăt că oamenii voștri sunt cei care strălucesc și că pot să stea la nivelul meu. Eu îmi folosesc popularitatea mea pentru a-l crește pe Xulescu, pe Griculescu și pe ăla. Nu, am venit în companie, vreau să fiu campion și să dețin toate centurile în același timp. Vezi Kurt Angle. Firariel, adică, na, cât îmi place de el ca wrestler, e dus cu Pluta. Hai să vorbim despre Impact în sine. The X Division, Homicide vs. Loki vs. Tiger 1 vs. Crazy Steve, DJZ vs. Manic. Da. Mi s-a părut un match foarte bun de X Division, ca de obicei. Și știi care e chestia? Ca de obicei, de ce trebuie să câștige mereu tipul care vine? Da, exact. Bine, ce-i drept, Lokai este un tip de pe independente și na, poți să spui că a venit și primește un push nou. Da, dar ce-ar fi DJ Zima aia? Da, adică până la urmă mergi pe ideea, mă, am oamenii mei, ce-ar fi să-i folosesc pe ei decât să aduc oameni noi. De bine de rău, mie îmi place de Loki și na, vreau să-l văd cu un succes. Ceea ce m-a deranjat pe mine la meci a fost că a durat foarte puțin. Adică pentru 6 minute 50 de secunde, pentru un meci cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 oameni. Fiecare om a primit un minut, vorba vine. Nici măcar. Deci un genul ăsta de meci, dai 15 minute, tăticu, ca să ai timp să etalezi pe fiecare. Așa, nu prea. E frumos, e spectaculos, dar...
hai să vorbim despre... Mi-a plăcut ideea că Rockstar Squad și EC3 erau... resimțeau meciul de... Săptămâna trecută? Săptămâna trecută. Da, da, săraci. Adică vezi mai rar astfel de, de votament al unei, să zicem, story, a unei idei. Mai ales în TNA. Da, mai ales în TNA. Acum... A revenit Angle, adică eu credeam că a plecat deja, care au fost papa. Ah, nu, Angle e un TNA mare contract pentru mult timp, deși el încearcă să revină în WWE. Bine, mai are contract pentru mult timp. Până în noiembrie, parcă, sau ceva. Noiembrie, pe aia, asta înseamnă că va să apară la TV până în decembrie. Cam așa. Cu înregistrările lor. Cam așa. The Ghost of Kurt Angle. Ideea e că cum e cum a folosit Angle este... Frecție la picior de lemn. Deci este fix frecție la picior de lemn. El este acolo, nu face nimic. Citește meciul de pe foaie. Citește meciul de pe foaie. Și gata, știi? Adică este această mare confuzie între Dixie Carter, care nu mai care e, nu chiar... mai e. Dixie Carter nu mai e în momentul ăsta. Aș vrea să ne arate și mai imagine ceva cu ea la spital. Nu, pentru că au spus clar, asta este decesul personajului Dixie Carter și cu asta pasta. Așa că, din punctul meu de vedere, dacă asta faci, bun, gata, nu mai arăți. Dacă asta e. Faci, da, l-ai scos de la TV și mulțumim. Dar sper să nu revină peste 6 luni. Sperăm și noi. Oricum au nevoie iar de un ceva, adică Kurt Angle este acolo cum era John Laurinaitis când era Vince, știi, și toată lumea, adică degeaba. Dar ție îți plăcea People Power? Păi nu, nu mă refer strict ca imagine, adică nu poți să ai o autoritate care, care e mai mare ca o altă autoritate. Cum am avut managerii, deci fiecare dată, acum, nu ce se întâmpla în trecut când managerul chiar era credibil. Acum, când inclusiv am avut și noi manageri la SmackDown și la Raw, dar de fapt toată autoritatea făcea tot. Da. Și erau acolo fix degeaba. Da, cam așa. Același lucru se întâmplă acum cu Angle. Bun. Nu înțeleg tot acest du-te vino între Gunner, Mr. Anderson. Adică... Bă, du-te vino este clar să creeze simpatie față de Gunner și să-l facă pe Anderson personaj negativ. De ce? Cu ce-l ajută? Aș fi vrut să văd mai degrabă o dezvoltare a lui Sam Shaw decât o dezvoltare a lui, lui Gunner și Anderson. Păi nu e dezvoltare. Vor să facă simpatie pentru Sam Shaw. Am zis pentru Gunner? Da. Mea culpa. Pentru Sam Shaw. Deci vor să arate simpatia față de omul care a avut o problemă și acum încearcă disperat să arate că s-a schimbat și pe Anderson care nu vrea să accepte asta. Vor să facă pe Anderson personaj negativ și Sam Shaw este cel care, vai, uite că ne înțeles. Știi care chestia? Este un slow burn, un slow burn. Este tipicul slow burn-ul TNA și problema este că știi, dacă ar fi slow burn, n-ar fi problema. Problema este că sunt săptămâni în care ăștia nu apar la TV. Da, adică știi, o să-mi zic că acum după un an, dați aminte atunci, aia e legătura. De acum un an, s-a întâmplat nu știu ce episod. Știi, aici, știi, parcă noi suntem puțin ipocriți, că ne luăm de WWE ca ei senzația că nu ține minte. Păi da, dar acum un an... E vorba, știi, este vorba de ce ții minte, pentru că este una să uiți un segment de început de storyline minor și este alta să uiți că a fost un feud foarte, foarte personal care a ținut luni de zile. E una că uiți un detaliu, e alta că uiți un storyline. Un storyline nu-l uiți. Bun, mai departe. Velvet Sky, Angelina Jolie? Nu. Nu, dau skip. Păcat, pentru că din punctul ăsta de vedere, divizia lor feminină este unul din cele mai bune lucruri din TNA. Problema este că sunt totuși puse puțin pe piedestalul de fete foarte, nu știu, foarte false. Toate, nu doar The Beautiful People. Și aș vrea să văd puțin mai multă profunzime. Știi chestia aia de ce în filme mor negri? În filme horror mor negri? De ce a început toată chestia asta? Pentru că cineva a spus, mai ai nevoie de un personaj negru pentru filmul tău ca să crezi puțină diversitate. Ok,
a început să scrie un personaj negru și după 10 minute și-a dat seama că habar n-are cum să scrie un personaj de origine afroamericană. Așa că l-o moară. Și de aici tendința în general a negrilor să moară în filme, pentru că nu știu cum să le dea o personalitate a lor. La fel și asta, asta este problema în TNA. Toate fetele, și în WWE de altfel, toate divele, majoritatea cel puțin, sunt această imagine de plastic superficială, fără personalitate. Mă, stai puțin, totuși tu ai de-a face cu un om, nu cu o femeie, care vrea să arată bine, se dă cum se machiază și atât. Dă-i un strop de personalitate și acest om poate să aibă mândrie și acest om vrea să fie, aibă mândrie că este campionul și acest om poate să fie gelos pe altul și acest om poate să aibă o chestie personală cu, nu știu, cu tatăl lui Angelina Jolie. Love. Deci poți să creezi feud-ul personal și TNA și WWE dau de chestia asta. Nu știu să scrie un personaj feminin. Nu știu să facă un personaj feminin. Și de asta diviziile suferă foarte mult. Cel puțin în TNA li se acordă timp, li se acordă timp la microfon și încearcă din răsputeri să folosească gimmick-urile lor destul de slăbuțe și superficiale cât mai bine. Meciul care l-am avut a fost Velvet Sky vs. Angelina Love vs. Taryn Terrell vs. Gail Kim pentru titlu. Un meci de 5 minute, ceea ce, dacă stai să te gândești, nu e mult mai scurt față de cel care l-a primit Divizia X. Și a fost un meci destul de ok. Acum putem să trecem mai departe. Dani? Da. Lashley, MVP, Kenny King, interviul lor, nu te depărta de microfon. Da, trebuie să închid puțin geamul că... Aud. Ce este ciudat e că tot acest title runner Lashley este dependent de ce zice MVP. Dacă MVP nu ține un promo bun, atunci title-ul Lashley e de căcat. Dar și pe bună dreptate. Nu, nu, aici nu sunt de acord cu tine, pentru că ai dreptate, în sensul că depinde foarte mult de MVP, pentru că MVP este Paul Heyman-ul lui Lashley. Este omul care îl pune over pe el și pune over tot, la microfon. Dar tot title-ul lui, de bine de rău, a fost foarte bine făcut. A început ciudat, pentru că toată treaba cu Eric Young, dar în momentul ăsta Lashley este un monstru, heel, campion, el nu trecează ca să-și câștige meciurile, pentru că nu are nevoie. El câștigă, el este un campion credibil și dominant și heel. MVP este vocea, dar din punct de vedere a meciurilor, din punct de vedere a build-up-ului, dacă stai să te gândești, actually e destul de solid. Credibil, corect. Însă în același timp mi se pare că este un haos la nivelul centurii TNA World Heavyweight, pentru că nu știu exact cu cine se mai luptă acum Lashley. Este Bobby Roode, este EY, este ăsta cum îl cheamă? Hardy? Nu, Cocalaro. Aries? Cocalaro. Da. Adică nu înțeleg exact cu cine se luptă. Cred că asta, iarăși, cred că e un lucru neapărat rău, pentru că Lashley i-a bătut pe toți trei. Da, unul versus unul. Nu este acea concentrare, știi? Adică, frate, mă concentrez pe ăsta, pe ăsta sau și pe ăsta. Doar că ideea e că, știi, mă concentrez pe o grămadă care vin pe rând, se luptă cu Lashley și pierd și pe rând și pe urmă își fac echipă și luptă contra lui Lashley și tot așa. Păi da, asta, cred că asta, știi, e o metodă de tragere de timp, în sensul că i-a bătut pe toți, acum fac echipă, o să-i bată iar și o să vedem exact cine, you know, cine poate să-l învingă pe Lashley. E un slow burner destul de bine executat. Că parcă au zis o chestie că sunt amitoare, va fi un ce sunt timp sau chestie. Vede. Recunosc, deși aș putea să citesc rezultatele, n-o să fac. Nu, no, e atât de indiferent decât nu vreau să citesc. Bun. Promo pentru Havoc? Noua divă? Nu. No. No knockout, pardon. Nici despre Abyss și Bram. Mă, nu știu, mi se pare că Abyss cu Bram iarăși sunt un feud destul de ok în TNA. Este un feud care primește timp, primește meciuri, ci lucrează bine. Și se folosesc de un om la 47 de ani să pună unul mai tânăr. Deci, nu prea pot să mă plâng. Doar că eu aș fi vrut
cum era, mă, cealaltă personalitate a lui Abyss. Park. Yeah, Joseph Park? Joseph Park. Așa, Joseph Park. Mi se pare mai bun decât Abyss. Avem un James Storm care se crede Bray Wyatt. Da. 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 L-a captat pe Sanada. Ce este, da, ce este drept în momentul ăsta, nu se crede Bray Wyatt, că de bine, de rău, am avut asta cu Bray Wyatt doar cu Daniel Bryan. Și n-a ținut. James Storm a luat pe cineva și l-a pus sub centura sa. Bray Wyatt a venit cu Luke Harper și Eric Rowan și au rămas acolo. N-a luat pe nimeni sub aripa sa să țină. Și poate, culmea, poate ar putea să facă asta cu Bray Wyatt pe viitor. Să ia, să-l ia pe Adam Rose. Să-l ia pe Bo Dallas. Să-l ia pe frasul, de ce nu? Să-l bage sub aripa sa. Oricum, eu nu înțeleg unde vor să ajungă exact între Sanada și James Storm. Aia, unde vor să ajungă? Vor să ajungă James Storm vs. The Great Muta la Bound for Glory. Aia, acolo vor să speram ajungă. Să nu fie asta. Speram ceva genul o dezvoltare a lui Sanada sau James Storm. The Hardys vs. Team 3D, meciul de final. 17 minute 32, adică, na. Da, un meci foarte bun. E... Dar știi cum e, l-am mai văzut și când eram mici, l-am mai văzut când eram mai mari, l-am mai văzut și acum. Nu mă deranjează, adică e un meci care s-a lucrat pe nostalgie și nu numai, adică au lucrat foarte bine și că totuși oamenii se cunosc de foarte mult timp. Dar este genul de meci care e bun, este frumos să-l ai odată și cu asta basta, trecem mai departe, nu vreau să mai văd a doua oară, nu vreau să văd un feud pe treaba asta, pentru că n-am de ce, deci chiar nu am de ce. Meciul a fost câștigat de Team 3D. Iarăși chestia asta, știi, Bully Ray s-a despărțit acum ceva vreme de Devon. Vreau să-l văd în continuare pe Bully Ray solo. Nu prea mă interesează să mai văd Team 3D, că voi ați separat și gata, lasă-i să aibă cariere. Asta vreau să fie un one-off thing. Odată și cu asta basta. Bun. Per total, DNA crește în calitate, dar să vedem dacă vor primi contract cu Spike sau nu. Se mută miercurea. Asta, da, cred că o dată cum mutat un miercuri s-ar putea să... Asta s-a fost una dintre probleme. Și Spike s-a fi insistat că, bă, nu am nimic miercurea. Joia am cu ce să mă înlocuiesc. Dar vreau să-mi acopăr și miercurea ca să am un rating constant de aproape 1. Și probabil că cei din TNA au zis, bă, lasă-mă că cât am promovat cu joia, să schimb acum, e cam aiurea. Da, și mai e și chestia că până la urmă Spike, care sunt deținuți de Viacom, de bine de rău au impus TNA-ului un anumiți oameni, cum ar fi King Mo, Rampage Jackson, Tito Ortiz, care au costat TNA-ul. Deci na, nu pot să știi dacă neapărat au vrut și ei, dar de bine de rău contractul lor este plătit și de TNA și de Viacom, deci... Bără, foarte, se zice că foarte puțin, un procent de 10-20%. Mă, contribuie. Dar dacă îi adaugi așa și la ce salarii mari au, pe total plăteai un wrestler. Bun. Am terminat cu wrestling-ul. Trecem la întrebări. Nu? Trecem la întrebări. Alt sport. Întrebări. Nu, never, nada. Bun, Lord Gabriel, de ce se face atâta caz cu WWE Network când există atâtea streamuri live gratis pentru Raw și pay-per-view? Pentru că dacă nu cumperi și nu se vede interes din partea României, nu poți să mai vii pe site-ul nostru și să plângi că... Dar de ce WWE nu mai vine în România? Păi pentru că tu nu dai bani. Dacă tu nu dai bani pe produsul lor, înseamnă că nu există piață. Vor zice, bă, dar înseamnă că nimeni nu se uită la noi. De ce să mai vin acolo? Ca să ce, să am o sală iar liberă? Ideea este foarte clară că nu poți să-ți bazezi numerele, nu poți să-ți bazezi o investiție pe nimic. Trebuie să ai ceva la masă. Și asta la nivel național, pentru că la nivel global, de ce să investești, face haz cu WWE Network? Pentru că WWE investește în WWE Network a fi principala lor platformă de distribuție. Una din principalele lor surse de venit. Planul este de la o poștă, se vede clar la renunțarea pay-per-view-ului. Deci asta va fi sursa lor de venit. Streamurile alea gratis de care vorbești tu, ei nu câștigă niciun ban din ele. Ei pierd bani. Iar dacă imaginează-ți WWE să investească, nu știu, să zicem, cât se investește în WrestleMania, în jur de 5-6 milioane de dolari, dacă nu mai mult, și să nu scoată mai mult. Și să nu scoată nici un ban din treaba asta. Nici un ban. Păi ai pierdut 5 milioane de dolari. Să zicem, nu menționăm aici de banii care vin de la sponsori și de la reclame, pentru că, culmea, dacă nu ai platformă de distribuție și nu poți să garantezi omului și să te duci la
sponsor și să zici, uite, eu am WWE Network, am garantat 20 de milioane, bine, 1 milion de abonați. Deci dacă tu vii la mine și vrei să-ți promovezi produsul, eu îți garantez o bază de 1 milion de oameni care se uită pe WWE Network, că au plătit pentru asta, deci o să se uite. Deci tot ce va fi difuzat la mine, tot produsul care va apărea la programul meu, uite câți oameni vor vedea. Poți să-ți vinzi produsul. Dacă tu nu ai această sumă și WWE Network nu are abonați, a, dar lumea se uită. Unde? Pe stream-uri. Păi câtă lume? Păi milioane. Arată, nu te cred. Asta. Nu te cred. Nu te cred că se uită milioane. Sunt streamuri ilegale. Nu te cred că se uită milioane de oameni la tine. Te cred că se uită 30. Și pe lângă asta, streamurile alea, și asta este o chestie foarte importantă, nu sunt, să zicem că te duci într-un bar care a plătit pay-per-view și își scoate bani, își scoate bani din clienți. Că, uite, noi difuzăm pay-per-view, că asta se face la box sau la alte evenimente sportive în state. Te duci la un bar de sport care transmite evenimentul și poți să te uiți fără să plătești, doar na, îți plătești consumația. Aici, cel care dă stream-ul nu oferă WWE nimic în schimb. El oferă un stream ilegal și scoate venit foarte mult. Toate reclamele alea, toate miile alea de pop-up-uri care le vezi, sunt bani direct în buzunarul streamerului. Care nu, iar WWE nu vede niciun procentaj din treaba asta. Și ei nu câștigă bani, dar tu oferi timp, care se transformă în bani. Și da, tu spui că, oh, dar e gratis. Da, dar din păcate dacă știi, ca să fac o analogie, imaginează-ți că vrei să-ți cumperi Adidas, bine, pantofi, că Adidas nu este un cuvânt. Pantofi Adidas. Și vezi o mare fabrică Adidas deschisă în România. Mamă, ce mișto. Te duci, vezi magazinul lor de distribuție și vezi cât e o pereche, 2 milioane. O, dau și o cifră. 2 milioane perechea. Mamă, ce mult e. Ieși și vezi lângă o gaură mare în perete, 3 țigani, îți dau eu cu 300 de mii, îți dau eu cu 300 de mii perechea și cumperi. În 2 luni de zile, dacă toată lumea cumpără de la țigani, cu gaura aia mare în perete pe unde ei fură, Adidas dă faliment. Și închid fabrica din România. De-aia cumperi WWE Network. Ei investesc niște bani în ideea de a scoate niște bani. Nu se scoate niște bani? A, asta e, închid filiala. S-au lansat în 170 de țări pentru a scoate abonați. În ce țări avem foarte puțini abonați? Păi în România. Păi cât ne costă serverele? Păi 10.000 de euro pe lună. Ni scoatem? Din 3 abonați? Nu. Păi hai să le închidem. Mă, doar în funde. E 3 pentru 3 oameni. Pam, pam! Închid serverele, WWE Network nu se mai transmite, tu rămâi cu streamurile alea ilegale, ei dau în judecată că streamurile alea nu sunt exclusive de România și te trezești la un moment dat fără stream. Sau poate și mai bine la un moment dat când se va implementa puțin mai mult legile antipiraterie în România, te vei trezi cu poliția la ușă. Pentru că există asta și acum. Ok, hai că ai vorbit despre asta. Mă, e un subiect. Ce părere, uite, ce părere aveți despre concedirea de Rio? Te rog, Dani. Ok, dacă nu poți să vorbești. Este o situație aparte, zic eu. E pentru că nu știu de partea cui să fiu. Pe de o parte, nu știm situația exactă, nu știm exact ce s-a întâmplat. Și dacă este să ne luăm după toate zvonurile că cineva a făcut o glumă, după aia lui De Rio i s-a povestit gluma și el l-a povestit, a reacționat violent, tind să fiu de acord cu WWE-ul. Dacă situația s-a întâmplat față în față, adică acel reprezentant, acel manager de social media se uita la De Rio, îl privea în ochi și făcea poanta, și Del Rio îl pocnea, bravo lui Del Rio, fără discuții. Nu mă interesează că l-au dat afară, bravo lui Del Rio. Cum își permite mucosul ăla să facă asemenea poante? Sunt dat afară, pentru că ăsta mă jignește pe mine ca om, îmi jignește cultura, îmi jignește rasa? Pentru că, de ce? Îl pocnesc fără discuții. Sunt dat afară, bun, eu nu vreau să lucrez într-o companie în care suport asemenea comportament. Dar din cauza că nu știm exact ce s-a întâmplat, din cauza că iarăși, principala poveste pare să fie că cineva i-a povestit lui Del Rio și Del Rio a venit la ăsta, pe mă, mi-a zis ăla ceva. Cred că Del Rio este cel care a greșit.
părerea mea. Dani? Zice că sunt și eu undeva pe la mijloc, și anume unul, De Rio este un wrestler, este un om care trăiește practic oarecum din lupte. Este un om care mai mult de atât știe și MMA. Adică este un om foarte periculos. Faptul că el a fost cel care și-a pierdut cumpătul și a început o agresivitate fizică, trebuie acuzat pentru chestia asta. Pentru că nu mai suntem în perioada 90, când un om, un atlet precum De Rio putea să ducă în stânga și în dreapta să împartă palme. Prin urmare, De Rio a greșit. Orice ar fi zis ăla, a greșit. Era mult mai ușor să ducă să facă o reclamație sau să fie să facă și el mișto. Mai mult, dacă făcea reclamația ținând cont că era rasistă gluma, ăla și-o fura, sigur. Știi, pentru că este o chestie rasistă, nu sunt de acord cum mă duc la doamna profesoară să te spun. Este o chestie rasistă. Știi, care este de gravă. Știi, asta este chestia, că apropo de știi ce înseamnă să ai un buton? Deci știi să ai un buton, acel un buton, da, de care nimeni nu se atinge. Apăsat. De care nimeni nu se atinge, indiferent că suntem în anii 90 sau nu, și dacă cineva ți apasă butonul ăla, dai. De asta zic, poate asta s-a întâmplat. Dacă nu ar fi trebuit să-i dea una. Depinde. Nu ar fi trebuit. Depinde. Ba nu ar fi trebuit, pentru că nu este o, nu este, se merge pe premiza, este ca și cum tu, care fii un mega luptător și De Rio știe și MMA, că doar a făcut și asta, ar da într-unul care nu este pregătit de așa ceva. Fie, uite-te atent, pentru că nu degeaba se pune, lasă-mă să termin. Nu degeaba nu sunt acuzați sau suspendați wrestlerii când se bat între ei, pentru că atunci este un fair fight. Este care știe mai bine. Și una este când se este acuzat cineva care știe că este mai mare, știe că poate să-l omoare pe celălalt, și totuși el e cel care începe. Da. Este altfel chestia asta. Da, dar vezi, știi chestia aia. Nu contează că l-a dat din gură. Anti-argumentul este exact ăsta. Stai puțin. Eu sunt ăsta, eu sunt Dita Mainamila, și tu, Pișpirel, faci o glumă care nu trece măsura. Lumea este rea în același timp, dar tu ar trebui să fie la mai inteligent. Aici suntem de păreri diferite. Eu am, nu, pentru că eu știu, deci eu sunt ăla care știu că poți să te rup în două, da? Da. Ești antrenat să știi că te poți să fii poți să rupă la în două. Și în același timp ești antrenat să-ți dai seama că dacă rupă la în două, nu poți să te bagi în așa ceva. De Rio s-a băgat în așa ceva. Aici, eu și cu tine suntem diferiți. Să-ți spun o poveste. Nu, lasă-mă cu poveștile, că deja am întors. Zi ce vrei să zici. Nu sunt... cu povești, nu, cu poveste... bunica care făcea. Nu, nu este bunica. Taekwondo nu și... este bunica, este povestea mea. Eram undeva în liceu cu cineva în față la cancelarie. Și eu am un buton. Nimeni nu zice ceva de mama. Pentru că nimeni nu zice ceva de mama. Și i-am spus respectivului, că mi-a zis odată: mă, orice, dar dacă mai zici ceva de mama, te pocnesc. În față la cancelarie mi-a zis în jurătura foarte clasică românească, cu legată așa, de morți. Așa. În față la cancelarie n-am ezitat, de efectiv mergeam, mi-a zis asta, m-am întors, l-am pocnit fix în fața directoarei. A sipat aia la mine: dar ce, cum îndrăznești așa? M-am uitat la ea, m-am jurat de mamă. Nu mă interesează, dacă mă înjură de mamă, asta fac. Și n-am pățit nimic. Nu știu dacă am procedat corect. Nu știu dacă am procedat corect. Tu erai un luptător profesionist și el era mai mic ca tine. Era mai mic ca mine cu căpățână. Era de aceeași vârstă, dar era mai mic ca mine cu căpățână și știam că pot să dau cu el de pământ când vreau. Ideea este, nu știu dacă am procedat corect, dar nu am niciun regret, pentru că a apăsat fix butonul care nu trebuia. În astfel de situație, repet, dacă discuția era față în față și eu sunt De Rio, tu ești în fața mea și faci asemenea glumă, eu țin cu De Rio. Te-a pocnit? Bravo, meriți. Ești totuși bărbat. Suporți consecințele spuselor tale. Dacă se întâmplă exact cum auzim zvonurile, în sensul că cineva i-a spus lui De Rio că ăla a spus, nu dai pe auzite. Deci nu dai pe auzite. Mă, mi-a zis ăla că tu m-ai înjurat de mamă. Nu dau pe auzite.
Dar dacă mi-o spui în față, te pocnesc, pum. Ești bă... Asta este părerea mea. Nu știu dacă am dreptate sau nu. Fiecare face cum consideră. Ai, da, repet, da, nu-mi impun părerea. Ai și tu dreptate. Ai și tu punctul tău de vedere. Știi, eu care, știi care chestia? Într-adevăr, dacă eu ți-aș fi zis ție, atunci da. Adică suntem oarecum egali, înțelegi? Niciunul dintre noi nu câștigă pâinea din arte marțiale. Da? Nu mă indă. Ascultă-mă puțin. Iartă-mă. Ai spus asta de câteva ori. Înțeleg ce spui. Pentru mine nu contează. Okay. Asta este chestia. Pe de cealaltă parte, nu sunt de acord că ăla... Berierii ăla... N-a fost suspendat pentru că a dat în judecată, a vrut să dea, amenințat că dă în judecată compania. Nu, ai înțeles prost. Ideea era că vreau să suspende pe Del Rio până pe SummerSlam și Barry a zis că îl dau în judecată dacă nu luați acțiuni mai importante cu el. Del Rio trebuia să fie suspendat. Nu Barry. Pentru, am înțeles. Pentru că știi, iarăși apropo de auzite, de bine de rău, ceea ce a făcut Del Rio este practic, palpabil. Ăla are semne pe față. Faptul că l-a înjurat... Ăla a căzut în fund. Whatever, are semne pe fund. Whatever. Ideea este că ce a zis ăla nu poate fi dovedit. Deci nu poate fi dovedit. Nu poți să zici... Decât să, știi, decât cu adevărat să intri într-o discuție, să aduci martor, să spui... A spus ceva rasistă. Da, a spus ceva. Și e o bătaie de cap pentru care nici WWE-ul n-a vrut să ia. Bun. Hai să trecem mai departe. Este WWE cea mai mare de companie de wrestling din lume. Da! Special K-House. Ce caracter vi se pare mai greu? Heel face, heel face sau tweener? Baby face e același lucru cu face. Dani? Baby face este mai greu. De acord. 100% de acord. Ca să răspundem pe scurt, heel poți să faci ce vrei ca să fii rău, baby face ești mult mai limitat și este mult mai greu să fii over. Ce wrestler heel a... Iar tweenerul trebuie să fie un baby face și un heel foarte bun. Să balancezi. Ce wrestler heel ar fi mai reușit dacă era face? În momentul ăsta? Au fost foarte puțin wrestler doar heel. Adică ăia care au fost doar heel au fost o perioadă scurtă de timp și n-au fost important. Și chiar dacă au fost, sau uite, de exemplu, Ric Flair, care a fost heel majoritatea carierei, tot a fost face la final. Da. Ce wrestler ar fi mai reușit dacă era heel? Bă, aș fi vrut să-l văd un Ricky the Dragon Steamboat la un moment dat, aș Cena. Deci, există wrestler care sunt foarte... Orice wrestler care e foarte, foarte, foarte mult timp un singur lucru, trebuie să se schimbe. Cine credeți că a fost cel mai bun tweener din istorie? The Rock. Nu e tweener din istorie. The Rock. The Rock și Austin a fost tot acolo. Da, știi, chestia este cu Austin că indiferent, zici că e tweener în sensul că mai folosea tactici de heel, dar omul era babyface. Era babyface cu publicul, dar el avea caracter de tweener. Da, eu merg pe The Rock. În 1999, când Y2J a plecat în WWF, a plecat fiindcă nu i se dădea push main event sau fiindcă presimtea că WCW o să cadă? WCW, din punct de vedere backstage, era un haos. Nu neapărat presimțea că o să cadă, dar WWF mereu a fost compania de wrestling. WCW, când a fost cumpărată de Turner Industries și a fost făcută în ceea ce a fost un haos pentru televizor. A fost mereu un haos pentru că erau foarte, era foarte condusă, mulți wrestleri care... Și în primul rând era condusă de oameni care habar n-aveau cu ce să mănâncă wrestling-ul. Și... mai toți wrestlerii, adică mai mult de 10 wrestlerii, cel puțin, aveau acces la ședințele echipei de creație și își dezvoltau singur gimmick-ul. Făcând asta, neexistând acel om stil Vince să zică nu, devenea acel haos în care nu știa ce se întâmplă. Chiar și creativ vorbind, uite-te la Vince Russo. Toată treaba făcută de Vince Russo în WWE, excelentă. De ce? Pentru că era Vince McMahon să-i spună, stai! Era filtru Vince. În WCW, pentru că din cauza succesului care l-a avut în WWE, i s-au dat cheile casei și a ars casa. Ce părere aveți de designul actual al cinturii WWE World Heavyweight? I like care? It! Mie place! Care actual design? Este doar cintura WWE și cintura World Heavyweight.
sau am pierdut ceva? Mă, eu zic că în momentul că au anunțat și nou logo, am văzut și poza cu Triple H, știi că o să facă, o să dea un singur titlu, sunt clar. Eu nu cred. Nu, eu chiar cred. Mie îmi place, dacă e să luăm centura WWE, că World Heavyweight nu s-a schimbat de 30 de ani. Asta, centura WWE acum este mai bună decât cealaltă. Mie îmi place și e mult mai bun decât spinnerul. Mie îmi place. Este ceva diferit față de designurile clasice, dar mie îmi place. V-ați fi dorit un alt sfârșit în meciul de la WrestleMania 26 între Undertaker și Shawn Michaels? Nu. No. Fără acea palmă de HBK? Nu. Astea sunt storyline-uri. Nu. Astea sunt storyline. A fost făcut pentru... Nu. Ce alt final? A fost foarte mișto final. Care credeți că e cel mai complet membru din toate punctele de vedere din The Shield? Care din acestea treime despre cel mai mult main event? Eu nu am fost niciodată de părere că un om trebuie să fie main event. Pentru mine main eventul trebuie să fie o rotație și toți trei merită asta. Cel mai complet a zice că este Rollins, dar și Ambrose este foarte aproape. Reigns este cel mai slab dintre toți trei pentru că este cel mai limitat din punct de vedere a manevrelor. Atât. Doar că are lucru de care da. Trebuie. Cred că dacă s-ar și tunde, atunci Reigns ar fi exact cum vrea WWE. Da, cred că se descurcă și cu părul lung. Are multă vreme, multă lume avea părul lung. Și Triple H. Înainte. Da. Acum, dacă și Triple H s-a tuns. Da. Triple H s-a tuns că chelește. Ce părere aveți de noul gimmick al lui Kane? Care noul gimmick? Că păi același gimmick. Am discutat. Ce rol crede că va avea... Yeah. Ce rol credeți că va avea Paul Heyman în meciul la SummerSlam dintre John Cena și Brock Lesnar? Același rol pe care l-a avut cu CM Punk. Mereu. Ce wrestler actual poate spori valoarea titlului US respectiv, credeți, într-o eventuală unificare? Niciun wrestler nu poate spori neapărat, contează ce feud se dă. Pentru că orice wrestler poate dacă îi se dă ocazia. Uitați-vă de exemplu la Sheamus, un wrestler care... Este un fost campion mondial, este un fost main event. A fost numai în main event, este în zona, adică este campionul US și nu apare constant la TV. Când crezi că Triple H se va retrage definitiv din wrestling? Triple H se va retrage definitiv din wrestling fără un last match din cauza poziției sale. Din cauza poziției sale va apărea foarte des la televizor. Oficial nu se va retrage. Va fi ca Vince. Exact. Deci nu o să ai un ultim match și cu asta basta ca Shawn Michaels, pentru că nu poți. Shawn Michaels de bine de rău s-a retras și nu l-ai mai văzut la televizor decât hai într-un feud ca special guest referee. În rest, el stă pe ranchul său și nu are contract cu wrestling-ul deloc. Triple H este acolo în fiecare zi. Este acolo în fiecare săptămână și ideea de a reveni în ring, cel puțin la Triple H, este atunci când, din punct de vedere al storyline-ului, când el simte nevoia că trebuie hands-on să rezolve o problemă. Și când nu va mai fi nevoie de asta, va reveni în același sistem ca Vince, pentru că și Vince a avut meciul la 60 de ani. Deci nu o să se retragă definitiv. O să se retragă definitiv, nu o să simți asta. Va fi un ultim meci la un moment dat și gata. Nu se va face tam-tam. Credeți că după ce se va retrage John Cena, fanii Smart o să fie mai toleranți cu el? Nu. Nu, adică la fel cum Hulk Hogan primește ceanturi de overrated, John Cena va fi totdeauna overrated, nu, eu nu o să fiu tolerant cu el niciodată. Adică pentru mine, ceea ce a făcut până acum a stricat și nu văd că se va schimba. Nu o să fiu niciodată fanul lui, nu o să-l accept niciodată. Nu va avea aceeași, din punctul meu cel puțin de vedere, aceeași reacție care au primit-o toți wrestlerii. Pentru că orice wrestler când îmbătrânește este atorat de fani. John Cena pentru mine nu va fi. Nu. Deci ești bătrân? Well, felicitări, ești un asshole bătrân. Nu mă interesează. Cine credeți că ar mai da titlul de Mr. SummerSlam? El zice că Bret Hart. Eu zic că tot Bret Hart. Eu zic că cine interesează. SummerSlam este un pay-per-view, nu neapărat un pay-per-view care să merită un astfel de titlu. Mr. WrestleMania este un titlu care și l-a auto-acordat Shawn Michaels. Nimeni nu i l-a acordat lui. Deci și l-a auto-acordat. Deci nu... Nimeni nu e Mr. SummerSlam. Eu ziceam doar din prisma că Bret Hart și-a apărat centura intercontinentală în main eventul ăsta SummerSlam acum, nu știu. Da. Bun. Sărim peste întrebarea cu fotbalul. Pentru că nu vă punem fotbal pe site-ul WrestleBook. Sin Cara, credeți că Jeff Hardy va reveni în WWE? Nope. Sunt șanse ca The Shield să se reunească? Nope. Nu prea regent. Vedem un match între The Rock și Brian. Nope.
Cât mai este până când Cesaro va fi campion mondial? Mult. Când va face babyface, Stern și va pune tu și abia atunci putem să ne gândim că vor mai trece încă 5 luni. Vi se pare că Rey Mysterio nu mai este același om în ring ca în ultimii ani? Da, a îmbătrânit. În primul rând... Și din cauza celor 100 de operații la genunchi. Și în primul rând, Rey Mysterio nu prea mai e în ring. Rey Mysterio nu prea mai e în WWE. Sunt șanse ca Punk să mai lupte în ring. Da. Dar nu în următorii 5 ani. Se vor separa din nou centurile WWE și mondiale la categoria... Nope. Da, nope. Eu zic că eu zic se că vor separa, dar nu știm când. Eu zic că nu. Ați ascultat... The Crippler. Ați ascultat sau măcar ați ascultat vreodată ce? Ați ascultat... Ascultați sau măcar ați ascultat vreodată Talk is Jericho? Da. Este un podcast... Ok, în general încerc să-l ascult când sunt oameni pe care vreau să-i aud sau când sunt situații despre care vreau să-l aud. Și este un show interesant pentru că Jericho este un om care iubește industria la nivel creativ. Știe să fie un host bun, știe să pună întrebările care trebuie. Unul cel mai bune podcast-uri dintre al lui este cel cu Paul Heyman. E o conversă cu Paul Heyman și Edge. Sunt multe, multe lucruri despre care se discută acolo și din punctul de meu la de vedere, Punk, de la Punk la Paul Heyman, la de ce nu ar trebui să mai aducă ECW. Că tot vorbeam de ECW, The Creeper. De ce brandul ECW nu a fost promovat la nivelul Raw-ului sau SmackDown-ului? Simplu, pentru că n-a fost creația lui Vince. Dacă nu e creația lui Vince, atunci nu este promovat, este cumpărat și îngropat și folosit ca volt pe WWE Network. Și în al doilea rând, din cauza că ECW a fost planul în WWE, trebuia să fie un show online, era planul lui Shane McMahon. Și cineva din WWE a decis să vândă produsul și să... Ion parcă? Sau... Nu, Sci-Fi pe vremea aia. Nu mai știu cum se numeau. Nu mai știu. Oricum, au zis că noi cumpărăm ECW. Și în momentul în care a devenit televizat, nu a mai fost sub controlul Shane McMahon direct. A primit echipă de creație, a fost sub atenția lui Vince și treptat s-a făcut din ECW altceva. Multă lume spune, dacă ECW când a fost lansat în WWE avea orice alt nume, poate reușea, dar așa nu. Raul, credeți că Dean Ambrose nu sări peste aia, imagine, ești fan Dragon Ball Z, ai putea face un top 3 al personaje favorite. Desigur. Vegeta, Goku, Trunks, gata. Credeți că Dean Ambrose poate deveni acel anti-erou care să prindă la public? Evermore face. Da, e asta. Ar fi bine ca pușul lui Rusev să fie oprit. Nu. Nu, ca să sună să nu mai vedem pe Lana. Pavel Vlad, te rog. Care credeți că este cel mai bun worker în acest moment? Mai vorbim despre chestia asta? Cesaro, Luke Harper. Deci răspunsurile au fost date. Sunt cei mai buni worker. A tot și un cosul, Eduardo. Deci are nevoie un wrestler ca să devină the best of all time. De toate. De... Imaginați-vă un Randy Orton doar că stabil emoțional și psihic. Cam da. În copilărie ați fost și voi niște backyard wrestleri? Nu. No. Eu da. What? În sala de sport, pe... Na, mai făceam și acolo un... Na, na. Crippler Crossface, că nu era atunci, na. Yes. Na. Un spear, un powerbomb. Nu mai contează. Marca știu cine povestea, Mark. Da, Mark a făcut chestia asta în clasă. Un pedigree. Un pedigree mi-a spus că a rupt catedra cu un powerbomb. Da. Și era foarte mișto că pe vremea asta Mark era foarte mic, iar eu eram mai mare ca voi și mai mare ca Mark. Și povestea că mamă, ce-am făcut astăzi la liceu. Eu terminasem liceu și eram, dude, you're an idiot. Și mi-a povestit la fel un fost coleg, nu, îmi povestea atunci când eram în liceu un fost coleg de generală, fost coleg de liceu că a făcut un batista bomb în apă. Nu încercați asta acasă oricum. Măcar în apă am făcut și eu. În apă am da, făcut da, și mai eu. De, nu a foarte aproape de mal. Da, nu aproape de mal. Apa până la brâu, vă rog frumos. Da, în copilărie ați fost și voi niște... Așa s-a zis-o. Credeți că atunci când Triple H va deține tot controlul asupra Raw-ului, acest show va deveni ca și NXT? Nu. Nu. Este altă direcție trebuie să aibă Raw. Ce spuneam noi mai devreme de star-urile care nu au succes în Raw din cauza, dar au succes în NXT. NXT este un loc în care ei își permit să-ți facă absolut orice fără risc. În WWE main roster nu se riscă. Faces. Cine este wrestlerul complet în momentul de față? Seth Rollins? Dean Ambrose?
și bine, și Randy Orton, dar Orton e, știi tu, cum ai spus tu, instabil, de-aia încerc să le vin. Că vreau să-l compleți. Ea zice că poți să pui acolo și pe Bray Wyatt. Nu. E aproape, este unul din oameni, dar din nou, din punctul meu de vedere în ring, mă dezamăgește. Care divizie feminină? Pară, Radu, care divizie feminină mi se pare mai bună? NXT sau TNA? NXT. NXT din aceleași motive pentru care le-am spus mai devreme. NXT își dezvoltă personajele un pic mai bine decât TNA. TNA-ul sunt prea cookie cutter. Care vi se pare cel mai bun traditional Survivor Series match, WWE vs. DLS? Este răspunsul la Special Key House? Da. Cred că și al nostru, pentru că este match-ul care a avut cel mai mult on the line. Care? Care a avut cel mai mult match, care a avut storyline în spate. WWE vs. DLS. Da. Da, clar. Indiferent că storyline-ul este un storyline destul de slab față de ce se putea face cu adevărat când vine vorba de invazie, este meciul ca din punct Survivor Series care a avut cel mai mult on the line. Și de asta zic că e un meci care merită menționat. Dacă încercăm să separăm dezamăgirea storyline-ului cu invazia de acest meci, da, atunci a fost un cel mai bun. Dar dacă încerci să tratești ca pe un întreg, nu știu. Care e cel mai bun, cel mai slab worker din WWE? Kali. Cine a pus cel mai bun? Ai alt răspuns? Cine a pus Michael Cole? Cine? Michael Cole nu e wrestler. Cine a pus over cel mai bine centura WWE? De când? Da. Din prezent? Este clar că e Cena. Da. Dacă te referi mai și Punk. Dacă te referi mai acum Na, e ciudată întrebarea. E mult prea... E ciudată pentru că a pune over titlul WWE depinde din ce punct de vedere, pentru că și a pierde titlul WWE poți să-l pui over. Deci e o întrebare prea ciudată. Revenind la întrebarea aia care a discutat-o Mihaela Rock, pus de palme, Vladu, care mi se pare stable cel mai bun în W sau DX. Cum am început și noi atunci să zicem, cele două stable-uri sunt foarte diferite. Dacă primul era o invazie de la punct, din punct de vedere serios, în care erau doar trei tipi cunoscuți din WWE și au venit în WCW. Bine, și erau pur și simplu nesuferiți. Mă rog, doi, că Hulk Hogan era de ceva vreme acolo. Da, erau nesuferiți. DX era intern. DX a fost ceva de genul un mod satiric de a face mișto oarecum de NWO, dar în același timp, per total, eu unul am fost mai entertained de DX. Fără doar și poate, pentru că în primul rând NWO a fizzled out după o lună de zile, două. DX au mers strong ani de zile. NWO au mers cu niște grupuri idiote și au adus, mai ales pe finalul WCW, la cele mai idiote situații. NWO, NWO Wolfpack, NWO aia, NWO Wolfpack face, dar după aia ăla e face, dar după aia ăla e heel, dar după aia ăla e aia, după aia haos complet. DX poate au fost inspirați în NWO, dar au fost cu totul altceva, pentru că în primul rând erau angajați direct ai companiei, ei erau, nu invadau nimica, ei pur și simplu nu suportau autoritatea, au avut momente mult mai entertaining, au știut să se reprofileze în momentul care a plecat Shawn Michaels, au știut ce să facă creativ cu grupul. Triple H a făcut datoria de a conduce grupul, a venit noi oameni, s-a apărut o nouă încarnare care iarăși a ținut foarte mult timp, pe când NWO-ul a avut 7000 de încarnări. Ba vine ăla, ba pleacă ăla, ba ăla e liderul, ba ăla nu mai e liderul, ba ăla, ba ăla, ba lasă-mă în pace. Da, mergem mai departe. Cooper, o părere despre NXT. Am mai tot discutat despre NXT. Nu putem vorbi săptămânal de NXT pentru că sunt foarte puțini oameni. Dacă vom vedea și noi o creștere a interesului față de NXT, poate atunci ne vom gândi să și includem în Smart Talk. Până atunci să vorbesc pentru mine, Mihai, și încă 10 oameni nu are rost. Nevertheless, bun, I'm broken. Nevertheless, dată fiind situația TNA, propun să înlocuiți TNA cu Ring of Honor, pentru că au un produs bun și au pay-per-view-uri. Ei bine, țin să zic că nu au pay-per-view-uri, pentru că ei fau iPay-per-view-uri cu Ustream. Și Ustream renunță la sistemul de iPay-per-view-uri.
Pam, pam, Ring of Honor este o mare problemă din cauza asta. Nu zic că nu sunt mai buni, dar în același timp nimeni nu prea știe de ei. La fel ca în cazul NXT-ului este... Sunt un alt animal. Sunt un alt animal, sunt peste TNA, fără doar și poate din punct de vedere creativ și ring, însă la fel aș discuta doar pentru noi 3-4. TNA este o companie recunoscută internațional. Care a fost și în România, transmisă în România atât prin sport. Și Ring of Honor a apărut un show sau două, dar e altceva, e altceva. Nu zic că nu aș vrea, dar în același timp e și foarte mult. Nu poți să înlocuiești TNA-ul pentru că în momentul ăsta TNA-ul sunt o companie cu o istorie de 10 ani de zile și totuși par ca fi la final și nu poți să nu discuți despre finalul lor. Adică știi că îți dorești să se termine și îți dorești să fie acolo când se termină. După ce se termină, da, momentul care nu mai există TNA, ne reorientăm. Nu suntem dedicați TNA-ului care, nici pe departe. Care credeți că este cel mai bun Mr. Money in the Bank? Edge. Care credeți că e cel mai prost shoot? Iarăși prea. Când i s-a tăiat scura lui Val Venus. Happy? Care credeți că și să ne mai facem aminte cu The Hand? Sau Katie Vick? Care credeți că e cel mai slab title în istoria WWE? Oh, come on! Păi este o grămadă. Același lucru. Care credeți că este... Adică depinde ce înțelegi pe title run slab. Title run de câteva minute al lui Rey Mysterio? Sau title run-uri slabe al lui John Cena? Sau al lui John Cena sau al lui The Miz? Păi nu, dar nu, culmea. Dacă este să stai să discuți despre title run-ul lui The Miz, poți să-ți aduci aminte ce s-a întâmplat. Nu? Îți aduci aminte, mă, a fost Money in the Bank, după aia că a făcut cash-in-ul, a avut feud cu Randy Orton, a avut feud cu John Cena. Nu, aia cu feud-ul cu Randy Orton, nu. Eu mi-aduc aminte doar așa. The Miz campion. Da. WrestleMania, The Rock, Miz pierde centura. Era și Alex O'Reilly pe acolo. Da, și era și Alex O'Reilly. Îți aduci aminte detalii. John Cena este campion de 15 ori. Spune-mi ceva despre al 5-lea title run-ul sau. Orice. Orice. Când a fost, cu cine s-a bătut, orice. Nu, din title run-urile lui Cena, eu mi-aduc aminte așa. Umaga. Da. Kali. Mm-hmm. Shninsky. Angle. Angle că a fost la început, Edge. Da, Edge, da, clar Edge. Punk. Orton de 7000 de ori. Da, Orton de nu mai puteam, Punk. A fost și Sheamus pe acolo? Da, a fost când a debutat parcă. Nu, dar ideea este că dacă eu stau să te întreb, noi ne aducem aminte per total cariera nu, lui ca Cena. Nu, ca proaste mă refeream, știi, adică gen Kali. Lasă proaste, gen... eu zic acum, dacă eu spun de title run-ul lui Miz, pot să-mi vorbești de title run-ul lui Miz. Dacă eu te pun să-mi vorbești despre al treilea title run-ul lui John Cena, habar n-ai care e ăla. Nu mi-aduc aminte. Exact. Ce mi-aduc aminte detalii este doar la title run-ul lui... și feud-ul cu Edge când au dat-o cu tasul, Cena, cu casa, cu napă, cu mizerii de-astea. Nu, n-a fost cu tatăl lui Cena cu Edge, parcă. A fost cu Orton? Oricum, Orton. Ideea n-a este aia... Edge, a fost ceva, ideea este, casă, dacă vrei title run, dacă vrei să-ți dai seama de un title run prost, așteaptă câțiva ani și încearcă să-ți aduci aminte acel title run. Atunci e prost. Imagine, crezi că dacă Banius... Dar nu se accidenta, câștiga geanta Money in the Bank sau totul era făcut ca Seth Rollins să câștige. Bine, a zis BNB. Bad News Barrett. Da, bine, BND. Bad News. Bun. Daddy. Da, Bad News Barrett, cred. Oricum, da, Rollins câștiga, fără doar și poate. Crezi că TNA-ul din 2005-2006 era o alternativă pentru WWE în 2014? Nu, TNA n-a fost niciodată o alternativă. Credeți că FaceTime lui Orton este principala... este principala sa scădere, având în vedere că în acea perioadă era foarte popular? Nu. Nu, FaceTime-ul este lipsa sa de interes, lipsa de storyline-uri care i s-au dat. În principal, lipsa lui de interes, că dacă el nu câștiga, nu avea chef. Crezi că Orton va mai lupta până la 40 de ani, în mod de vedere că nu ne mai oferă nimic? Da, va fi acolo care are nevoie de bănuți și că este de când că în companie. Credeți că va depăși cineva recordul lui Stone Cold de victorii Royal Rumble? Este o idee bună. Recordul lui Stone Cold Steve Austin este pur arbitrar, este mult prea mic ca să conteze, se poate, dar este nimeni. Ca și cum ai zice, recordul lui Kofi Kingston de câte ori era să fie eliminat. Exact. Nu este moartea o chestie lui, importantă. Moartea lui Eddie Guerrero l-a ajutat pe Rey să ajungă sus. Așa, întrebarea, putea să ajungă el într-un final atât de sus fără să se mai întâmple asta? Asta e discutabil. E adevărat că Rey Mysterio și Chavo Guerrero s-au folosit de chestia asta masiv, dar
Bine, și WWE a făcut atunci au fost puțin, din punctul meu de vedere, foarte lipsiți de bun simț. Ca să revin puțin la întrebarea asta de Royal Rumble, că tot mă gândeam prin cap. Știi, e greu să spui dacă că Royal Rumble în general este, nouă ne place să fie folosit ca a pune pe cineva nou în spotlight. Așa că de asta e ciudat să discuți dacă câștigi, dacă nu, dacă îți merită să dai de 3 ori. Bun. Poate ajunge un wrestler de mid-card în event invers fără să fie afectat și dacă da, cine în afară de Jericho? Cum? Deci poate să ajungă un wrestler din mid-card în main event și invers fără să fie afectat. Recunosc, nu înțeleg întrebarea. Fără să fie afectat ca imagine, adică gen că după ce ajungi în main event și ajungi până în mid-card, nu mai ești văzut cu aceeași ochi, poate la asta, da, se poate. Și Randy Orton a făcut asta. Poți să lupți pentru centura WWE, după care, mă rog, ești campionul, câștigi, o pierzi la un moment dat și ajungi să ai un feud foarte personal în mid-card. Bun. Dacă WWE i-ar da centura intercontinentală sau a Statelor Unite unui superstar de calibru foarte mare, gen The Rock sau Brock Lesnar, iar crește valoarea acesteia. Da? Este aceeași discuție cu... Nu, dacă ar fi și The Rock campionul intercontinental, ar fi același lucru. Nu știu. E unul, e adevărat, una e The Rock, dar... E alta și Amos. Da. Poate doar ei, dar foarte greu și tot ai avea nevoie de feud-uri solide. Am renunțat la ideea asta. Tot ai avea nevoie de feud-uri solide pentru că știi, dacă, și ce aș vedea eu, dacă The Rock ar câștiga titlul US, l-aș vedea ca o retragere a titlului. Adică, a, câștigat-o, da, ok, momentul ăsta nu mai contează, că e la el, gata, a plecat, nimeni nu va mai putea ajunge la nivelul ăla. Pavel Vladu, ce pay-per-view din istoria WWE nu i s-a dat importanță niciodată? Multe. Care credeți că este cel mai bun pay-per-view in your house? Oh. Știi, asta este genul de întrebare care mă enervează pentru că sunt întrebă, mamă, hai să caut un pay-per-view, hai să caut un pay-per-view vechi. Care este cel mai bun pay-per-view din Generation X? I don't know, pentru că au fost puține și nu foarte multe, nu au primit neapărat foarte multă importanță. Care a fost cel mai bun pay-per-view ținut în Canada? Să răspundă pe Blood. WrestleMania. Ăla în care a pierdut Hogan. Ăla la Sky Dome. Bine, care a fost cel mai bun 18. Pay-per-view exceptând WrestleMania? Care a fost în Canada. Care credeți că este cel mai controversat moment din istoria profesionistă de wrestling? Montreal Screwjob. Montreal Screwjob și dacă vrei neapărat să fie scandalul din ECW când l-au crucificat pe Sandman. Poate. Dar eu nu-l văd ca atare. Pentru că acolo pur și simplu oameni religioși au sărit de fund în sus. Spre deosebire de Montreal Screwjob, unde a fost cu adevărat ceva anti-industrie. Ceva tipic. Bun. V-am promis o surpriză la final că am terminat întrebările. Noi am mai făcut concursul pe trecut, acum vă oferim un nou concurs, dar cu totul altfel. Ca premiu, oferim... Câștigă o oră cu Mihai. Da. Ca premiu, oferim cartea lui Mick Foley, numită Have a Nice Day, A Tale of Blood and Sweat Socks. Primul său bestseller, prima carte lansată de WWE. Este în engleză, deci atenție bine la chestia asta. Oferim... câștigătorul concursului nostru, concursul va dura o lună de zile. De ce durează atâta? Adică pe data de 16 septembrie încheiem concursul. Ce trebuie să faceți ca să o câștigați? Nu este cu extragere, este pur subiectiv din partea noastră. Noi decidem cine câștigă. Ce trebuie să faceți? Să trimiteți la adresa de mail wrestlebookro@gmail.com, o să scriem, și în descriere. wrestlebookro@gmail.com. Următorul lucru, cum ați petrece o zi cu wrestlerul vostru favorit? Atenție! Eu am câștigat un astfel de concurs. Dacă trimiteți o compunere în care spuneți că v-ați petrece ziua cu Jeff Hardy și v-ați trece profesorul printr-o masă, nu aveți șanse să câștigați. Nu, trebuie să fie ceva mai... Încercați să vă gândiți la propriu. Nu vreau fantezii, ce ați face dacă vi s-ar oferi ocazia să petreceți o zi cu wrestlerul favorit. Ce ați zice,
unde v-ați duce, ce ați face, ce ați întreba. Folosiți-vă tărtăcuța, nu vreau o fantezie din care zburați prin aer cu Jeff Hardy. Aveți o lună de zile, alegem un câștigător, câștigătorul va lua carte, este și decizia mea și decizia lui Dani, fiți cât mai creativi, vă urăm baftă. Și cu asta am terminat episodul cu numărul 100 de Smart Talk. Vă mulțumim pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!